Salutare dragi văreșani și bine v-am regăsit la unul dintre cele mai speciale episoade de pe canal Dar înainte de a începe acest episod aș aprecia foarte foarte mult dacă ți-a butonul de like Bineînțeles dacă mă susține și doriți să postez cât mai multe clipuri Ei bine fraților de ce este acest episod special? Ei bine fiindcă astăzi vom începe o lume de survival single player Eu până acum nu am mai făcut așa ceva pe canal <coughs> Și din uh, nenumăratele comentarii pe care le, le citeam de fiecare dată la Episoadele de survival Și mi-a spus acolo foarte foarte mult Andrei încearcă să încep și tu o serie de survival single player Pentru că știți care e chestia Când joci survival multiplayer uh, Ai acces la mai multe facilități Există warp-uri foarte multe Și el, el te ajută foarte foarte mult În mare parte și, și îți uh, ușurează Treaba, dar pe lângă uh, uh, Dar pe pe, pe, single player, vă dați seama că e mai greu, e mai hard. Eu nu o să încerc pe cât o să pot să nu mă folosesc de game mode, acum mai sper să nu. Bine, eu oricum o să jucăm, o să pun dificultatea easy, deci sper să nu fie foarte, foarte complicat. După cum bine observați, o să jucăm pe versiunea 1.12.2, uh, ultima versiune, mă stâng ajuns dacă bine observați, și hai să-i dăm bătaie. Nu uitați să apăsați și butonul de like să vedem câte like-uri vă putea străge la acest episod și hai să-i dăm bătaie pentru că în fiecare zi o să încerc pe cât o să pot, cel puțin săptămâna asta să uh, postez în fiecare zi cât un episod despre lumea vereșanului. Așa se va numi lumea vereșanului sau seria respectivă. Ok, să dăm create uh, lumea uh, lumea vereșa nu lui. Sau vereșanilor lumea vereșanului. Hmm. Uh, poate, poate, dar bin, nu știu dacă Ar fi super super Ok, lumea vereșa nu lui. Ok, lumea vede să zicem așa, Game of Survival, este în hardcore, nu, Survival, uh, mai aici la Options, așa, la Cheats Off, ok, bonus chest, așa, bonus chest, hai să dăm on că poate, poate o să ne duc, o să ne ajute și hai să dăm Create New World. Ok, fraților, hai să vedem, pentru că sunt foarte, foarte curios cum o să mă descurc. Uh, o să fie, sincer, destul de complicat, uh, dacă nu o să am voie, bineînțeles, să, nu, o să mă folosesc de game-ul, dar facem tot posibil, nu-i problema. Acum o să dureze puțin mai mult până se generează lumea, pentru că n-am un calculator foarte, foarte bun, dar până una alta mai povestim, mai facem diferite chestii, văd că deja s-a creat și aparent m-a dat în desert. Wow! Am înțeles. M-a dat în cel mai bun loc posibil și imposibil. Norocul mi-a dat chestul ăsta. Și mi-a dat lemn pentru a putea să-mi fac o barcă. Deci, ce inspirat, fraților, am fost că mi-am dat eu game mod. ce inspirat am fost că mi-a dat game mode. Că, că dacă nu dădeam un game mode, trebuie să vedem puțin. Uh, options, uh, controls, ok, e bine, e bine. Uh, pentru că dacă nu dădeam lang, fraților, practic era ribat, frate. Deci am avut un bolan destul de mare. Ok, hai că am început, nu pot să zic în forță, dar... Uh, E ok până în momentul de față, bun, îi dăm startul episodului, să zicem așa, văd că am găsit și sugarcane, o să avem nevoie de orice resursă. <coughs> bun, hai să vedem atunci, o să ne facem rapid un warbench, uh, ok, cine sper să vă placă și vă această serie, sper să fie destul de interesante episoadele și o să ne facem o bărcuță, sper că așa se face, da, o să ne facem o bărcuță, uh, hai să le luăm rapid, bine, nu știu dacă aș putea să mă duc un... dar de fapt nu, că e doar, e doar o insuliță și nu știu exact unde să mă duc. Dacă apăs un F3 cu FPS-ul stau ok. Mamă, la minus 240 cu 63Y cu mamă. <coughs> am înțeles, am înțeles. Uite aici ați zis toate, atunci hai să punem barca și să-i dăm bătaie pentru că altceva n-am de făcut. Mergem în partea asta, acum nu știu ce să găsim, astăzi în mare parte o să explorăm. Uh, deci na, la văd că nu e, e super, super tare, nu știu, sunt foarte, foarte entuziasmat în momentul de față pentru că de fiecare dată când încep o serie, uh, nu știu, o serie pe, sau joc ceva ce nu am mai jucat până acum pentru că nu prea obișnuia să mă joc nici off-camera, dar nici o camera uh, pe o lume de survival, să zicem așa, single player. Acum, da, la dificultate, că dau options văd că se la normal. O să las de la normal. Dacă la normal, asta că așa mi-a pus, așa o să las. Uite că n-a fost, tot prinde si l văd că sunt. Acum aia se mai întâmplă. Da, no, hai să dăm așa și a dispărut porcuța. Mamă lor. Hai să dăm atunci cu toporul. Ok, hai să luăm rapid <coughs> și să ne ducem, fraților. Uh, mai întâi vreau să fac o chestie, pentru că mie să nu fie lag, o să dau pe fest. Ok, și o să dau și pe... O să dau și pe of, ca să nu fie lăguștii, nu de alta. Ok, văd că am găsit animale, e bine. Dar mai întâi vreau să mă duc să fac rost de copaci. de lemn o mare parte de copăcei, am înțeles bine? E pe bine, stiți n-am ce să spun. Mamă, deci nu parcă, parcă mă joc cu așa, știți prea mine că obișnuiam să mă joc ba cu ba diferite începuturi de survival pe diferite servere, să zicem așa. bun, atunci ce facem următoarea chestie. Și să ne facem rapid o săbiuță Pentru că o să avem nevo nevoie Hai să ne facem bețe atunci mai e la început Și să ne facem o săbiuță Îmi cer scuze că se vede puțin cursorul mouse-ului destul de mare Dar aia e Nebun. Hai să vedem Acum sper să mai fie legust. Era poate poate puțin legust. Dar acum nu o să mai fie bineînțeles Ok, hai să vedem Mai că ratez și eu Facem roz rapid de mâncare Să sperăm că să găsim animale prin zonă Și Papa, pa, mamă, hai că sunt și eu pe bine la PvP, ce pot să spun, ok. Da, și pe parcursul acestui episod o să vă spun ce serii o să mai încep împreună cu abonații, mamă, dar mouse-ul meu <coughs> iar azi rău. Să zicem așa, adică iar asta grav de tot. Bun, uite, văd foarte, foarte mulți porci prin zonă, stai să mai ce nu era unul, ceea ce e bine, e bine, că o să stăm bine cu mâncarea. După care vreau să fac roșii de cobblestone, mai întâi. Și după vedem ce mai, de ce mai face rost. Acum, vă dați -vă, o să facem primul episod de rost de resurse, și în primele episoade mă refer, și după care o să încep să facă construcții epice, bineînțeles ca tu pro-builder, să zicem așa. Ok, hai să mai aici a scăzut, e bine că a scăzut la OBS, era puțin cam, era la 14%, mă că să vezi acolo în comentarii, Andrei, dacă tu te plângi că e, nu știu, 20 sau cât era tot și l 30, 30%, de mine ce să zic? <laughs> da, eu așa m-am învățat și așa vreau să, să merg în continuare, că până la urmă cu ce te înveți cu aia continui, a, ai vrea să continui, ok, hai să facem rapid rost de lemn. Și da, vedeți, mi când ne jucam pe diferite servere, mai era și era mai complicat să zicem așa. Sper că webcam să fie la mijloc, pentru că mi s-a mai întâmplat să nu fie la mijloc. așa că de început o să, fac, o să cer să fac rost de foarte, foarte mult lemn. Dar mai întâi vrea să mă duc puțin și la... Și știți care e chestia? acum tot să tot, 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 de la un subiect la alt subiect. știți prea bine că în momentul în care jucai pe un server de 1 versus Doamne ferește, că în momentul în care jucai pe un server multiplayer, știți pe bine că aveai acces la spam, poi la chestii de genul. E bine aici, rip. Uite că am găsit și un cave cât de cât ok și o să ne stabilim aici. Ok, să vedem. E, e puțin cam complicat cu PvP-ul, să zicem așa. Și într-un fel e bine că am dat chestia de deci, Dacă nu era acestul ăla, era, practic eram rip. Uh, ok, am găsit și oi, putem să ne facem și un pat. Mai era un purceluș pe aici? Ok, e bine că am găsit mâncare, frate, și asta e super, super bine. Pentru că putea să mă dea, nu știu, într-un deșert și acolo nu găseam nimica. Ok, sper ca sunetul Minecraft-ului să fie cât de cât tare. Acum nu știu cât, cât de tare se aude. bănuiesc că nu se, nu se prea aude. Acum să sperăm că se va Să ținem. la mine e dat mai încet, a, e dat la maxim. Mm. Vedem, văd că am foarte multă mâncare și e bine că o să pot să fac și un pat în caz cum o să vină noaptea. Hai să vedem, am văzut și cave-ul acolo, momentan se mai încarcă, uite, foarte, foarte multe animale, frate, deci, și jucăm la normal. Uh, poate mai facem și gen o lume, gen să creăm, să creez o lume hardcore, nu și ar fi interesant, vă spun sincer, ok. Hai să ne stabilim momentan aici, am văzut și foarte multă lavă pe care o să încerc să o, uh, ar mai trebui să fac rost de oi, o acopăr. Hai să vedem, da, s-a dus, ok, să se duc în curând. Bun, și atunci hai să punem rapid aici, a, ah, văd cam, văd cam pe la bine. Uh, unde am văzut eu coul, Aici am văzut căul. Oh, deci chiar aveam chef așa de volume, frate, și să mă joc survival, nu știu, e, e frumos, e frumoasă reacția aia sau chestii, nu știu dacă m-am exprimat bine sau nu. Uh, să mai fac rost de cobblestone pentru a putea să fac, uh, să mă rog de piatră, pentru a putea să, -mi, uh, să fac un uh, furnez. Ia să vedem, am destulă, am destulă. Ok, ia să vedem. Așa, perfect, și ne punem noi mâncare aici, așa frumos, avem mâncare nu de data, avem și un ghiepăl. Ghiepălurile nu prea uh, nu, merele mai bine spus, apple-urile, că ghiepălurile sunt colde apple-urile. Ok, văd și aici câteva, ceva iron pe care trebuie neapărat să luăm, ok, perfect, Trei <coughs> bucăți, aici văd că e cam întunecat și nu m-aș prea duce, mm, cu... Nu știu cum vom să face pentru că am nevoie momentan de căul și... Na, e cam nasol să zicem așa. Hai să încercăm să mergem în căutare de căul. Aici văd Gravel, nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc unde... Mamă, nu uite de când filmăm, fratele meu. O să dureze mult de episoadele, vă dați seama. Deci o să dureze mult. Bine, acum până mai am găsit și un loc, așa e în primul episod, vă dați seama. Dacă aș găsi căul, aș... Sau mă... Căul, că aia nu o să găsim noi pe parcurs, dar căul ne aș vrea. Și diamante. <laughs> Au și lavă deja. și e întuneric, frate meu. Nu am de unde să știu dacă e căul sau nu. O fie destul de complicat, frate, nu știu. Dar o vedem, vedem. Momentan suntem în căutare. Hai să vedem cu mâncare. Văd că se duce destul de repede hangarul, adică da. Va trebuie să avem mâncare. Nu știu dacă mă ajunge prin zona asta puțin, că să e, e puțin cam utilizată. Nu știu ce, nu prea văd ce e aici, e foarte, foarte întuneric. Și na, E mai nasol, da? Atunci dacă aș face o chestie, mai puțin dacă îmi permiteți, să am înțeles, rip. Ok, atunci o să luăm noi, o să luăm cu noi, o să fac mai întâi și o sabie de iron, de iron, doamne, de, de stone, ca să-mi fie de folos și hai să luăm rapid cu noi workbench-ul și ne ducem de aici, ne deplasăm pentru că vreau să găsesc ceva cu un loc unde să găsesc, neapărat căul, să găsesc căul. De lemn nu facem noi pe parcurs, acum trebuie să găsesc și o zonă în care să mă stabilez. La început e destul de complicat, dar pe parcurs o să fie bine eu zic acum. Aici iarăși văd că se cam termină, teoretic. Cu mâncarea, eu zic că momentan stau bine. Acum hai să vedem, poate, poate mai facem. Mă, dacă FPS-urile stau ok, nu glumă. Adică văd cam, am, e ok. Și cu ocazia asta mai fac și ceva le văd, vă dați seama. Dacă mai omor diferite animale. Dar dacă le-aș da și eu critica, ar fi frumos. Bine, nu știu dacă le pot, îi pot instant cu... Uh, cu un de aer, mi se pare. Băi, prințișorile unde fugi tu? Papa! Pa. Ok, hai să vedem. Aici văd foarte, foarte mult nisip. Aaa, ah, și e desertul aici, e nebun. Mmm, poate găsim o piramidă. Mm, nice! Uh, oricum, v-am spus, în primele episoade o să explorăm, atât că altceva n-am de făcut. Hai să vedem așa frumos. Uite, luăm aici sugar cane că o să ne ajută foarte, foarte mult. Vă se nu a găsit până momentul de față, deci oricum în zona aia trebuie să mergem clar. O să știu oricum când o să mă dorc. O să mai stau să, să mă mai jucă of camera, asta e clar, că nu, nu stăm noi să ne jucăm și off camera. <gătă -i> asta e clar, fraților. Ia să vedem. Ne ducem noi prin zona asta, ar fi frumos, sincer, să găsim o piramidă sau chestii de genul, așa ca de început. Sau un templu, fratele meu. Uh, ia să vedem noi. Nu mă, mă, cum s-ar iepurașii ăștia, sau ce sunt ăștia, că nici nu știu ce sunt. Pe aici nu prea ce să găsești prin... Să nu aș că nu vreau să mă stabilesc în desert Nu că nu-mi place biome ăsta, dar nu prea la, nu prea ar favorizez, eu să zicem așa, că n-ai, uitați, uitați-vă și voi, adică nu prea ai multe chestii, doar să faci o piramidă și na. Am atâta. Hai să puțin F3, sunt de la... U cum vezi, cresc pe urile ești nebun, când am fost, când... Minus 31, cu 8-7. Uh -huh. Am înțeles. Uh, perfect. Uh, o mai fie logos, pentru că încă se generează mapa, m-am spus. Așa e la început, până uh, cu 3, Nu știu, m-aș merge sincer să fac, văd că vine și noaptea. Și eu nu mă pot culca, asta e chestia. Adică o să fie foarte, foarte complicat. Ar fi trebuit, inițial să fac gros de de niște, de, cel puțin încă o bucată de rândă pentru a putea să fac un pad, dar acum nu mai pot să fac pad rip. Deci ar fi trebuit să mă întorc eu. O să fie destul de complicat, mai ales că sunt pe normal și sper să nu mor. Oricum să pun aici rapid, văd că am și cobblestone nu? În caz că vă trebui să-mi facă noaptea, vă dați seama, o să dureze ceva până o să treacă noaptea și să dau un time set de așa ca de ce pun, nu cred că ar fi ok, pentru că a vrea să nu mă folosesc. Uite, văd sugarcane văd, văd sugarcane direct la el mă duc. <laughs> nu, că te ajută, cel puțin, te ajută mult Sugar nu mai ales la incentat, o să mă foarte mult să fac cărți, evident. Mamă, dacă Sugar sugarcane găsim pe aici. O să fac și diferite ferme și construcții epice, mamă, deci... Dacă aș găsi o, o, o oiță... Hai să vedem puțin. Cu mâncarea văd că stăm ok, adică sunt foarte multe animale, sunt ale mele doar. <laughs> Hai să vedem puțin cum reușim să facem. Uite, foarte, foarte multe foarte, foarte mulți porci, dar oi nu văd. Uite, deja scheleții și a făcut apariția și încep să-și facă apariția. Nu știu, o să fie destul de complicat dacă nu o să găsesc o oaie în curând. Mm. Am crezut că văd oi, dar nu sunt oi aparent. M-aș și la minat, teoric cam asta ar fi trebuit când, pe, pe, când e noapte ar trebui să te duci la minat. Acum, e vreau să mă culc prima dată, dar dacă văd că nu o să găsesc o, eu o să mă duc la minat, asta e. Asta e, ca ceva n-am de făcut, fraților. Sper să nu mă fi întors de unde am venit. De fapt, nu cred eu, cel puțin. Dacă nu găsesc col pe aici, prin zona asta, e nasol. Sa cred că pe, pe, aici am venit oare. Mi se pare cunoscut locul ăsta, nu știu. Și cred că cam da. M-am întors de unde a venit. Mm, dacă e desert, mamă, că și cât schelez, zombalăi pe acolo, au o Trebuie să fug de aici, că e gravă situația, fraților, adică nu vom glumă. Nă bun. Atunci mergem și ne stabilim undeva. Ne facem o căsuță, dar nu pare rău că nu găsesc niște, niște oi, frate. Mă, o oaie întrebe atâta. O oaie trebuie și cam astea. Oricum, momentan avem o sabie destul de ok. Ne putem apăra împotriva zombilor. Mm. Uite, văd vaci. Deci e bine. Măcar văcuți am găsit. Am nevoie de piele. Uite și aici foarte mulți spor. Deci cred că începem aici. Dacă aș fi găsit căul, frate, m-ar fi salvat. Dar căul e o problemă, frate. Eu știam că... Da, nu e o problemă. Ok, hai să luăm rapid ca o să avem nevoie de piele. Ok. Ia să vedem. Nu uita să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie, fraților. Deci cu mâncare chiar că stăm și ok. Făcut-o. Stai cu minte. Storiarea mea. Mm, nu știu, nu știu ce, ce să facem noi cu oile, pentru că nu găsim oi. Nu, dar v-aș găsim, nu-i problema. Ok. Uite, văd acolo și ceva. What the fuck, lol. Aolo, Aolo, stai că s uitat că este pe normal, mamă, fiți să că mă moară. Mamă, și cât să-ți n-am apucat să leau. iau. Ok, atunci o să mă stabilesc aici, fraților, pentru un moment. Ai, de capul meu. Uite și iron. Pun aici LEM. Mă stabilez eu așa într-o mine să nu se închide lumina. Ok, și atunci, fraților, iau eu aici aerul rapid și încerc să-mi fac un pic, nu știu, să-mi fac diferite unelte, să încep deja să-mi fac unelte, evident. Mi-a să vedem, văd că găsim iron, deci e bine. Și o să, o să folosesc în loc de, o să folosesc în loc de, Olo, uh, cum să spun eu, amul lapsus lapsu, în momentul de față, aolo. Uh, în loc de căul, uh, lemn. Ok, și punem aici așa frumos aerul lemnul. Bun. Aș putea să mă duc la mine, dar mie că... Nu știu, să zicem așa, nu... Dacă aș găsi, frate, căul, că... Na, <laughs> întrebe torțe, pentru că e foarte, foarte întunecat, să zicem așa. Nu știu, nu știu. Uite, am găsit aer. Oh, căul! Uh, în sfârșit, frate, era... Trea... Atunci am găsit foarte, foarte puțin, acum văd că am găsit mai mult și o să-l iau pe tot neapărat, vă dați seama Mai am puțin și fac și level 5, am găsit și iron Hai că încet, încet, fratilor, avasă avasăm E mai greu, eu în general nu prea am uh, noroc la uh, serii de genul Acum va trebui să mai facem u, uh, ceva, ceva acolo, interesant Un schelet, te văd Hai să luăm rapid de aici aerul Pentru că o să avem nevoie de foarte, foarte mult iron până să ne facem full Ar fi frumos să mă fac full iron în, în acest episod, dar nu prea cred la... Că trebuie să găsi... Trebuie să găsești destul de mult island Ok, mai ales că acum nu prea Ok, o să iau atunci așa. O să pun aici cele 5. Mai pun cele 6. Total avem 12. Uh, ce am vrut să fac? Să pun uh, workbench-ul aici. Și să fac eu torțe. Pentru că de torțe am nevoie. Cu nu văd că stau ok până în momentul de față. Mamă, deci dacă nu puneam chestul ăla fraților, iar am rip acolo. Ok, să punem așa. Și avem, fraților, 20 de torțe. Și ca să nu tot luminăm noi să crezi de genul, facem noi așa și nu știu, eu am activat aia cu dinamic lights. Da, ah, ok. Și uite cât, cât call era. Dar mai întâi vreau să fac, uh, să fac un pickex de iron, pentru că o să am nevoie. O sabie de iron, evident. Uh, un pickex de iron. Ok. O sabie de iron. Stai puțin că nu, trebuie, să luăm, trebuie să luăm de aici. Așa. O să mă ajute și de aici vedem. Nu mi-a făcut pic în sufără meu. A, uite l aici, ce prost Ok. Uh, o, nu știu, o să iau cu mine, să nu -mi iau cu momentan dar să mă bag pe o mină. Uh, hai să fac măcar un ce spre că, pentru că o să mă ajute foarte mult. Filmăm deja de 19 minute, aia că nu o să mai doresc foarte mult acest episod. De, de noi ar fi să găsim resurse, practic. Ne-am mișcat relativ repede. Acum, dacă am greu cu resursele, dar aia se mai întâmplă. Hai să vedem. Ar fi frumos ca din episodul 2 să găsim și niște diamante. Ar fi frumos. Oricum, în fiecare zi o să postez câte un episod și sper să vă placă și voi acest lucru, fraților. Hai să luăm rapid căuluc. Pentru a nu mai fi probleme cu căulul, pentru că m-am săturat. Mai nou, căulul, fraților, e o problemă extrem de mare la mine. Trebuie să, punem să luăm sabia. Ok, nimica, nimica, dar e bine într-un fel că o să mă duc aici la minat în jos O să mai stau și o camera evident să mai lucrez Asta e clar Au foarte mult schelet așa, o să, va, Voi fi nevoit să fac ceva, N-am de făcut, să zicem așa Ok, o să fac rapid un chest spre fraților de... de puțin ce fac aici Un chest spre rapid de Nu mă ce greu mă mișc Dairon, pun rapid chest spre tu Dairon și aici mai avem câteva, 4 și o să fac atunci niște buți Ok, niște buți rapid și hai să luăm rapid cu noi uh, crafting table-ul, uh, pardon, furnezul și să-i dăm bătaie la minat. Pentru că altceva nu avem. Momentan uh, nu, uh, nu caut loc de casă, să mai găsim ceva. Vă văd că e ceva. E, pare puțin ca suspect, adică mi-e frică totuși. Mai ales că suntem pe normal și la cebulan am eu. Ok. Dacă nu vine cineva... Hai că l-aștept să vină dacă e. Ok, l-am văzut. <gângăt> nu! Nu! Dacă da... Mă ce aici, lol. Și cât aer n-am pierdut, fraților. Hai să luminesc, că e gravă situația. Bine, eu am și găsit un cave decent pe care pot să-l explorez. Vot foarte multe resurse pe aici. Mamă ce m-a speriat, deci bun. Cum ar fi să vină un creeper acum lângă mine? <laughs> Hai să și mănânc până una alta. Hai să luăm noi asta și să o punem aici. Lol, ce aici? Hai să vedem. Mi-e frică, nu știu, mi-e frică cumva. Dar trebuie neapărat să fac gros de ani ca să mă fac măcar în acest episod full iron. Acum nu știu dacă o să reușesc. Pentru că necesită mult timp, evident. Ok. M-aș duce și... și... acolo Nu! Uai de capul meu, mamă, la fix. Dacă nu eram, dacă nu aveam armură, eram rip. Vă dați seama? A, a să bube o dată și dată. Hai că măcar acum, mai bine acum decât niciodată decât cândva când nu trebuie. Ok, hai să vedem că aici apare interesant. Și suntem la minus 20... Și... Da, nu, deja Ba, ne apropiem încetus, încetus de diamante, de ce bine. Dar vreau să... Bă, dar dă un colo. De ce, tot, de ce toți, -ă, toți ăștia trag la mine, fraților? De ce? De deci tot mai ce spuneam, dacă nu făceam armură, era rip până acum. Deci, bine, joc la normal, eu înțeleg, dar fratele meu, nici chiar așa. Vă dați seama că dacă în cască că mor, îți rip. Și acum, mai ales că am resurse. Și aici nu e merge cu spam, voi tu cu alea alea. <gânghe> ok, câte bucăți de arenă, că poate, poate ne rușim să ne facem full iron în acest episod. Ok, atunci hai să mergem în zona asta să explorăm puțin. Cu torțele să le văd că stau decent. Ok. Aici văd foarte mult, nu știu, obsidian. A fost lava aici. Hmm. Ia să vedem puțin. Aici văd foarte multă apă. Suntem la 14, deci ne apropiem sunt de diamante. Uite, suntem la 13, 12. Deci pe aici ar trebui să fie diamante, teoretic. Acum vă dați seama că trebuie să stai să cauți diamantele. A prins zona asta, poate, poate, găsim ceva diamante. Ar fi super, super tare. Să găsim în primul episod diamantele. Uite, restăm. Deci trebuie să fie clar diamante dacă găsim restăm. O să luăm restăm, pentru că o să avem nevoie la mecanisme. Ok. Hai că o ducem super bine în momentul de față. Ia să vedem. Suntem la 12, strat, 12. Mai coborăm un strat? Hai să mai coborăm un strat. Mai minăm puțin în acest episod pentru că mai fac roșii, roșii de cobblestone eventual și o să mai stau evident of camera. O să mai minez puțin. Și ne vedem ce facem. Vreau ca acest episod să dureze, nu știu, 25 de minute. Uite, gold. Deci e bine. V-am spus că ne apropiem. O să fac poate și un golden apple. Mamă, dacă cât gold am găsit, ești nebun. Ia să ne cât gold am găsit. 7 bucăți aproape, 8 cât ne trebuie sau... Da, mai trebuie o bucată de gold și e super, super tare. Hai că trebuie să găsim și diamante. Este imposibil, fraților, este imposibil să nu găsim diamante. Oare în primul episod să găsim diamante? Ce ziceți? Nu știu ce să zic. Uite, ok, ne apropiem de lavă, deci e bine. O ar fi să pică în lava acum. <laughs> Hai ca dacă aud lava atunci s să-l putea să fie ceva diamante. Restă un. Restă momentan o să mai iau. Cred că sunt ori deasupra mea e lava, ori eu sunt uh, deasupra lavei. Sau lovii, mă rog. Sună ciudat. <laughs> Ia să vedem. Hai, frate, cu diamantele. Unde sunt diamantele? Vreau să văd și eu ceva albastru acolo. Să ne facem și noi un elt acolo, cum ne place nouă. Mă, și mi se duce și pigăxul. Oricum nu-i problemă. M Am dat de gravel. Deci în partea aia era lava, ești nebun? Mă, și parcă vezi că, diamante, că, o să găsesc diamante că nu trebuie. Hai să de unde, prin ce zonă ar trebui să fie lava aia nu știu, nu mă pot abține, fraților, vă spun sincer. Nu mă pot abține. Se duce și pic x în curând. Hai să mergem pe toate părțile, posibile și imposibile, fraților, pentru diamante, orice. Ok, perfect. O să mai stau oricum off camera, am o să aduci pickaxe ul uh, O să mai stau și eu oricum off camera și o să mai fac, uh, nu știu, iron prăjit mai am, dacă nu facem următoarea la chestie, că în o avem. Punem și furnesul. Da, fraților, cred că o să punem capăt acest episod aici. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă doriți să continuăm această serie. Eu am fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao.